Urmează știrile Smile FM, prezentate de Cătălin Sâmpetru. Zilele culturale ale municipiului Vaslui s-au încheiat cu un show incendiar oferit de formația Zdob și Zdub alături de frații Adbahov. 10.000 de vasluieni au umplut la refuz centrul civic, oferind o imagine superbă a Vasluiului, toată lumea fiind în același ritm cu membrii renumitei trupe din Republica Moldova. Trenulețul au strigat aseară vasluienii, iar Romania Gupova a oprit pentru mai bine de o oră pe scena din centrul municipiului reședință, oferind momente de virtuozitate și desfătare muzicală, cei prezenți dansând pe ritmurile unor melodii sacrate, cum ar fi Moldovenii s-au născut, DJ Vasile sau Bunica bate toba. A fost o seară de vis în care muzica trupei Zdob și Zdub alături de frații Adbahov a fost frumoasă, originală, în care tradițiile moldovenești au fost în prim plan, iar membrii formației au pus pasiune și energie în fața unui public numeros. Ultima seară de spectacol a debutat cu ansamblul profesionist Constantin Arvinte din Iași și Maria Iliuț alături de ansamblul etnofolcloric Crenguță de Iezeră, care s-au bucurat de un succes formidabil. Ministerul Dezvoltării a finalizat pentru județul Vaslui lista obiectivelor de investiții în rețeaua de apă, canalizare și drumuri finanțate prin programul Angel Salini. Conform criteriilor de selectare, în județul Vaslui, din totalul celor 178 de solicitări de finanțare, au fost aprobate 134 de obiective de investiții. Valoarea totală a proiectelor se ridică la 1.444.627.056,57 lei, reprezentând aproximativ 58% din cuantumul tuturor solicitărilor de finanțare. Primarii din județul Vaslui au așteptat cu nerăbdare aprobarea investițiilor prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Am pregătit proiectele, iar unele dintre ele le-am contractat cu constructorii și așteptăm din zi în zi repartizarea sumelor. S-a vorbit foarte mult de acest program, iar faptul că pe domeniul infrastructurii nu mai sunt alte surse de finanțare ne pune într-o situație dificilă. Nu am făcut mari investiții până acum și toți am promis locuitorilor că așteptăm Programul Național de Investiții, a spus Vasile Țabără, primarul comunei Hoceni. După ce Direcția Silvică Vaslui a încheiat campania de preluare în paza pădurilor private, fenomenul sustragerilor ilegale de lemne s-a diminuat considerabil. Silvicultorii vasluieni au preluat în pază o suprafață de peste 10.000 de hectare de pădure. După preluarea în paza pădurilor private, tendința este de scădere a furturilor de lemne. Direcția Silvică Vaslui are în administrare o suprafață de peste 70.000 de hectare de pădure, a spus Cătălin Idriceanu, directorul Direcției Silvice Vaslui. Conform codului silvic, pentru suprafețele de împădurire mai mici de 30 de hectare, statul acordă o subvenție pentru plata serviciilor de pază. Pe lângă aceste suprafețe pentru care paza este subvenționată de stat, Direcția Silvică Vaslui mai asigură securitatea unei suprafețe de 11.000 de hectare de pădure privată prin contracte de prestări servicii. Este vorba despre proprietăți mai mari de 30 de hectare pentru care beneficiarii plătesc serviciile de pază. Prelungirea implementării unor proiecte de investiții nu crește costurile creditului luat de Consiliul Județean Vaslui pentru asigurarea prefinanțării și sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Astfel, costul creditului rămâne același, însă majorările la proiecte nu vor fi acoperite din respectivul credit. Consiliul Județean Vaslui a contractat de la Ministerul Finanțelor un împrumut în valoare de 20 de milioane de lei. Dobânda pentru valoarea împrumutului este de 3,86%, care rămâne fixă pe toată durata derulării împrumutului, respectiv 60 de luni. Costul total al împrumutului ajungând astfel la 2.055.128 de lei. Proiectele pentru care a fost solicitat împrumutul sunt creșterea eficienței energetice a imobilului Casei Elisabeta Polihroniade Vaslui, valoarea finanțată din împrumut 3 milioane de lei, extinderea unitate de primiri urgențe și realizare heliport, valoare finanțată din împrumut 10 milioane de lei, reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad la Zacodei, valoare finanțată din împrumut 7 milioane de lei. Din cauza întârzierilor survenite și a ritmului lent de implementare a proiectelor, valoarea totală a sumelor trase la cele trei obiective de investiții este de 1.386.386 de lei. În acest context, Consiliul Județean Vaslui a solicitat creditorului posibilitatea realocării unor sume pentru realizarea investițiilor. Astfel se va reloca suma de 6.500.000 de lei, care va fi distribuită astfel. Suplimentare cu suma de 1 milion de lei pentru proiectul Casei Elisabeta Polihroniade, noua valoare finanțată din împrumut fiind de 4 milioane de lei. Suplimentarea cu suma de 5 milioane 500 de mii de lei pentru proiectul extinderea unitate de primiri urgențe și realizare heliport, noua valoare finanțată din împrumut fiind de 15 milioane 500 de mii de lei.
Emoții mari pentru absolvenții clasei a 12-a care nu au reușit să ia bacul din prima. Astăzi va începe o nouă sesiune, cea de toamnă. În județul Vaslui sunt 663 de candidați înscriși care vor susține examenul în două centre. Liceul teoretic Mihai Eminescu din Bârlad și Liceul Ștefan Procopiu Vaslui. Prima probă va avea loc la limba și literatura română, iar următoarea miercuri 17 august la matematică sau istorie în funcție de profil. Ultima probă va avea loc joi 18 august și va fi la alegere din disciplinele specializării. Primele rezultate vor fi publicate pe 31 august pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Contestațiile vor putea fi depuse în aceea zi în intervalul orar 12-18, urmând ca rezultatele finale să fie publicate pe 3 septembrie. Iar de la ora 14 a avut loc nunta de aur, celebrarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Aproximativ 80 de cupluri au sărbătorit împreună cele 5 decenii de căsătorie, anfitrionii manifestării vind autoritățile locale. Părintele Adrian Chirvase, protopop de Vaslui, a spus că familia trece astăzi printr-o criză, iar evenimente de acest fel vin să apere demnitatea familiei. Din această perspectivă, cei sărbătoriți sunt un adevărat depozit de experiență de viață, o sursă de sfaturi pentru cei mai tineri. Vasile Pavel, primarul municipiului Vaslui, a spus că nunta de aur este o întâlnire specială și a mulțumit sărbătoriților pentru tot ce au făcut pentru Vaslui. Această manifestare este dedicată dumneavoastră și veți trăi momente aparte. Este aici o formație de la Chișinău și ansamblul folcloric Trandafir de la Moldova. Am organizat acest eveniment împreună cu Consiliul Județean Vaslui, a spus Vasile Pavel. La rândul lui, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a spus că această generație a trăit în două rânduiri sociale, regimul comunist și sistemul democratic, și a construit România de astăzi. Președintele Consiliului Județean i-a îndemnat pe cei sărbătoriți să fie activi, să își asume obiective, să îi înțeleagă pe cei mai tineri și să se bucure împreună. În noul an școlar, elevii vor începe mai devreme cursurile și le vor termina mai târziu ca anul trecut. Astfel, dacă anul trecut au revenit în bănci pe 13 septembrie, acum se vor întoarce la școală în data de 5 septembrie. Cursurile vor fi încheiate pe 16 iunie, mai târziu cu o săptămână față de anul trecut. Asta pentru că Ministerul Educației a modificat calendarul anului școlar, iar în noua structură nu mai există semestre, ci 5 module despărțite de 5 vacanțe. Pentru prima dată, Ministerul a introdus o vacanță mobilă fixată de inspectoratele școlare. Acest lucru face ca fiecare județ să aibă o structură ușor diferită a anului școlar, adică modulele 3 și 4 să fie diferite ca durată. Spre exemplu, în județul Vaslui, modulul 3 începe pe 9 ianuarie și se încheie pe 17 februarie, iar în Călăraș, Bihor sau Bistrița Năsăud, același modul se încheie cu o săptămână mai devreme, adică pe 10 februarie. Modulul 4 din aceste județe însă va fi mai mare cu o săptămână față de cel din județul Vaslui. Bârlădeanca Amalia Pufle a avut prim planul la campionatele europene de gimnastică la juniore ce a avut loc la München. Gimnasta a devenit campioană europeană la sol, cucerind medalia de aur după o evoluție spectaculoasă. Au fost destul de mari emoțiile, având în vedere că a fost o fată notată cu 13-200. Eu în calificare am avut 13-233 și m-am luptat să ajung pe locul întâi și să obțin această medalie la europene. Mă bucur tare mult că sunt campioană europeană la sol, a spus Amalia imediat după competiție. În finalele pe aparate, bârlădeanca a mai obținut o medalie de bronz la cel mai dificil aparat, bârna. Amalia a contribuit și la medalia de argint obținută pe echipe de către România. La sărituri, sportiva din Bârlad a fost notată cu 13, la sol a obținut 13-233, la bârnă 12-833, iar la paralele 9-866. Cele 5 componente ale lotului de gimnastică al României sunt Amalia Ghigoarță, Sabrina Voinea, Crina Tudor, Miruna Botez și Amalia Puflea. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe singurul radio 100% vasluian, pe 93,2 MHz, pe smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM. Demi Lovato. Hey, this is Dua Lipa. Hey, yo, it's DJ Khaled. This is Smile FM.